Salutare ai mei ca M-ați întrebat foarte mult ce părere am despre cutremurul din Turcia. Mă, chiar nu am vrut să ating acest subiect pentru că nu este treaba mea cum își așează pământul plăcile tectonice. Dar dacă mi-aș cerut părerea, o voi spune în videoclipul acesta. Pe mine m-a frapat un singur lucru. Cum noi oamenii devenim așa foarte miloși când vine vorba de suferința fizică, de, de moartea trupească. Da, în urma cutremurului au murit 2-3 mii de oameni, nu mai știu. Bun, toată lumea și-a schimbat poza la profil. Toți au pus videoclipuri cum copiii erau prinși sub ziduri, cum oamenii plângeau sub dărâmături și așa mai departe. Și am ajuns la o singură concluzie. Aceea că noi suntem precum Toma necredincioșul. Până nu vedem, nu credem. Băi, tată, sunt atâția oameni prinși în probleme sufletești și necazuri și bănci și divorțuri și neajunsuri sufletești. Și nu-i băgăm în seamă. Trebuie ca omul să fie prins între fiare sau între ziduri ca noi să-l credem că doare. Sunt atâția morți care umblă printre noi de nu ne dăm seama. Dar nu-i credem. Dacă vine un om și ne spune, bă, mă doare sufletul, bă. Uite, mă, sunt în patima băuturii de zeci de ani, mă, și nu mai revin. Hai să vă spun ceva. Cei care au fost prinși între ziduri au suferit o oră, două, trei și au murit. Sau mulți nici nu au apucat să sufere, că moartea nu doare, viața doare. Da, întreabă pe o mamă care a fost părăsită de soț și a plecat în tălău în lumea largă și pe ea a lăsat-o cu trei copii. Întrebați-o cum doare viața. Întrebați-l pe un om care are viciul drogurilor și nu se poate lăsa deloc de el. Întrebați-l cum doare viața. Întrebați-l pe un copil din plasament care nu-și cunoaște părinții. Să vedeți cum doare viața. Întrebați-o pe o bătrână care e uitată prin cătunul României și nu mai e căutată nici de nepoți că au plecat aia prin țări nici de copii. Să vedeți cum doare viața. Moartea e așa, bun gata, ți-a și sufletul la revedere, n-a durut. Doare viața de, 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 de termină când ești băgat în necazuri până aici, în bănci și nu mai reușești să le mai achiți. De ce trebuie să sufere omul din punct de vedere fizic? Ca să-l credem. Dacă în momentul de față vine un copil de-al vecinului la voi și vă spune așa, Mă doare sufletul rău. Mă doare sufletul. Tata mă bate, mama mă ceartă. Profesorul la școală nu mă înțeleg. Copiii nu se joacă cu mine că sunt sărac. Nu știu ce să fac. Mă doare sufletul. Voi ca vecin, dai bă drum acasă. Ia te mai veni să plăci pe la mine pe la poartă. Hai mă, suntem mai văd. Dacă acel copil la doua zi este prins într-un accident la marginea satului sau a orașului, gata. Dintr-o dată deveniți. Fai, săracul ce suferă. Dar de suferința sufletească nu ne mai interesează. Nu ne mai interesează. Ne interesează doar de oamenii din spitale, dar de oamenii din depresie, de oamenii pe care i-au bătut problemele, de oamenii pe care îi bat viciile din fiecare secundă a vieții lor și gândurile negative, nu ne interesează și pe aia nu-i credem. La Luca, mi se pare, dacă nu mă înșel, spune așa Hristos. lăsați pe morți să-și îngroape pe morților. Iar eu continu și vă spun așa, să nu mai fim formaliști, fățar nici ăștia de doi bani. Aul, suferă ăla la spital, a ajuns să se opereze. Aul, e prinsă la întrefiare, ca accident, sărăcuțul, nu știu dacă mai scapă. Aul, cu tremur, acolo au murit 1000 de morți, 2000. În România, în ultimii 30 de ani, au murit 22, dacă nu mai bine, 22 de milioane de copii. Cum? Avortați. N-am auzit o mamă să se vaită, să spună. Da, asta mă, nu mai avem vecini buni. De asta mă, nu mai sunt șoferi buni. De asta mă, nu mai sunt. Că i-am omorât pe aia buni. Nu, mă. Ne interesează de alții. Pentru că așa ne interesează pe noi tot timpul. De altul. De noi mai puțin. Dar ne interesează de rău altuia, nu de binele lui. Fraților, vă rog să nu mai fim formaliști. Să ne ferească Dumnezeu să murim sufletește. Aici cea mai grea moarte. Ce a spus Hristos în Scriptură? Ce va da omul la simt pentru sufletul său? Că dacă ai murit din punct de vedere sufletesc, poți să ai 100.000 de supercaruri, 100.000 de femei frumoase și toți banii din lume că nu te mai bucuri. Nu, mergi, te-ai urcat în supercar sau în vila ta din primăverii sau de pe lacul nu știu care și nu mai simți. De ce? Ești mort sufletesc. Dacă vine un om la tine și spune, bă, mă doare sufletul, bă, bă, am ceva pe suflet, mă, să lași toată treaba și să-i spui, bă, gata, ăsta e necaz mare. Așa cum vezi unul în accident ce ai pus mâna pe la 112 și ai sunat, că e prins între fiare, așa când vine unul la tine cu problemele lui interioare, să lași totul deoparte, să zici, bă, gata, gata că ăsta e în de mare. Dacă nu îl salvezi, e posibil să moară. Eu nu-l bag în seamă, ăla nu-l bag în seamă, popa nu-l bag în seamă, psihologul nu nici pe l interesează, pe părinți și atât, moare ăla, sufletește, moare ăla, moare ăla, moare ăla și uite așa, o societate de morți. Și roboței, merge la muncă, venim acasă. Asta înseamnă. V-am pupat și nu vă mai lăsați afectați doar de moartea trupească. Da. V-am mai spus și mă repet, nu doare moartea. Viața doare. Și rău. Și v-am spus de atâtea ori, cum doare viața. Aveți grijă de sufletele voastre să nu moară, pentru că odată ce ele au încetat să mai iubească, să mai trăiască, să mai simtă, să mai ierte, să mai... Uh, să mai râdă. Știi ce frumos e să râzi cu sufletul? Uneori îți tace drupul și râde sufletul. De orice, de cântatul păsărelelor, de lumina soarelui, de natura frumoasă, de prietenii, așa cum sunt ei, buni sau roi, că toți oamenii avem probleme. E frumos să râzi din punct de vedere sufletesc. Că râsul îndepărtează moartea. Bucură-te cu sufletul în Dumnezeu, pentru tot ce ți-a dat și mulțumește ca să fugi de moartea sufletească. V-am pupa și mult spor în tot ce faceți.